Bună seara, doamnelor și domnilor, Mihai Neamțu, niciun secret, și prietenul nostru Gabriel Purcăruș, cu rugămintea pentru Gabriel de a pune totul pe silent, pentru că există un mic eco, o mică microfonie. Doamnelor și domnilor, transmisiune live din București, dintr-un bunker ascuns. Nu putem dezvălui detaliile despre invitatul nostru, care are o operațiune specială în desfășurare, dar cu siguranță îl știți cu toții pe cel care, din punctul meu de vedere, reprezintă o revelație a ultimilor ani în ceea ce privește dezbaterea ideologică din România, autorul unei cărți extraordinare, Corectopia. Cred că cu toții ați citit-o, puteți și comanda pe site-ul Doxologia, editurii Doxologia. De asemenea, antreprenor, om liber, care a plecat acum 17 ani, dacă nu mă înșel, din România, ca fizician, profesor, foarte iubit și admirat în România, poposit în Canada pentru o bună vreme, editorialist la una dintre cele mai importante publicații de peste ocean și, bineînțeles, membru activ al Partidului Conservator Canadian, dar și, atenție, strateg, prezent în mai multe campanii electorale, din interior observator al fenomenului politic, repet, european și nord-american. Bună seara, Gabi, bine ai venit! Bună seara, deci suntem în direct? Suntem în direct, da. Te auzi, te vezi, dar numai, numai GPS-ul sau determinarea locației precise ne lipsește. Place mult genericul emisiunii tale, ne dă așa o energie extraordinară să mergem să luăm Cotroceniu. Mai ales că ai pus acel afiș extraordinar, bătălia pentru Cotroceni, Purcăruș Neamțu, de parcă noi doi ne-am luptat pentru Cotroceni. Noi de fapt suntem simpli comentatori, spectatori. Nu chiar simpli, aș spune că suntem capabili și de analize sofisticate, dar Gabriel, astăzi a fost o dezbatere, ceea ce este aproape ridicol din punctul meu de vedere, tot între Teodor Paleologu și domnul Kelemen Hunor, nu ridicol în sine pentru că dezbaterea era necesară, dar la doar două zile de la prima dezbatere între cei doi a apărut a doua dezbatere, ceea ce arată că toți ceilalți fug ca potârnichile, nu? În fața vânătorului de gândul acesta al participării la o, până la urmă, practică esențială pentru democrație, care este discuția cu contracandidatul. Aș vrea să începem această discuție, va avea două părți esențiale, da? Prima parte, o analiză a candidaților. Vom încerca un stil rapid, mai puțin analitic decât de obicei. O analiză a candidaților, după care a doua parte a discuției esențiale, și mulți așteaptă asta, cum dincolo de această campanie care se va termina în luna noiembrie, vezi tu, ca un fin observator, coagularea dreptei conservatoare în România. Deci avem două teme fundamentale. Așteptăm întrebările noastre. Nu uitați să ne dați nu doar un like, ci și un share, pentru că în felul acesta putem ajuta algoritmul Facebook să crească totuși și polul conservator, care este în mod sistematic persecutat. Cred că nu e niciun dubiu în privința asta nici pentru dumneavoastră. Ei bine, începem cu prima parte și aici intru în detaliu. Gabi Purcăruș, cum vezi campania lui Klaus Iohannis? Ce ți-a ieșit în prim plan în toată această manifestare actualului președinte și candidat PNL la cea mai înaltă funcție în stat? Deci este direct legat, întrebarea ta e direct legată de problema absenței dezbaterilor, care, din punctul meu de vedere, care am trăit 20 de ani în Occident, este o mare, mare rușine. Este fără precedent ce se întâmplă acum, să nu avem parte de dezbateri. Deci, cum ai menționat, au fost două dezbateri, după părerea mea, semi-dezbateri, pentru că e vorba de doi candidați absolut respectabili, care însă fiecare are propriul lui bazin electoral și care practic nu se bat pe un bazin electoral de indeciși, cum ar fi normal. Aș putea spune că acum suntem a treia dezbatere electorală între Neamțu și Gabriel Purcăruș.
E rușinos pentru o democrație în Statele Unite sau Canada sau Marea Britanie sau Franța să lipsești sau să fugi de dezbatere ar fi considerat o insultă la adresa electoratului. La noi, dimpotrivă, pare a fi strategia principală a domnului Klaus Iohannis, președintele în funcție, omul care de 5 ani e în vacanță la Cotroceni și care dorește încă 5 ani de vacanță, bazându-se pe ce? Bazându-se pe două lucruri. În primul rând că această mascaradă numită criză guvernamentală se suprapune exact cu campania electorală prezidențială. Este rușinos, îmi aduce aminte de situația când, eu știu, te duci la un concert de muzică clasică, e sau liniște, de cameră. Sau de muzică de cameră și exact când începe muzica, afară încep să se audă muncitorii cu picamărul și încep ta-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 ta. Și tu vrei să asculți muzică și iarăși ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Așa este la noi în momentul ăsta. În loc să auzim ce au de spus candidații, ce programe au, ce viziune au pentru România, auzim acest zgomot de picamăr, ce a mai zis Ponta, ce a mai propus Tăricianu, ce mai târguiește Orban după voturi ca să facă să treacă acest guvern, o schimbare de guvern aleas într-un moment total, total nefericit pentru democrație, care are două scopuri. Să-l țină pe Klaus Iohannis în atenția publicului ca fiind, vezi Doamne, un mare cavaler al luptei împotriva PSD și, pe de altă parte, să-l scutească de obligația democratică de a ieși în fața publicului, de a dezbate cu ceilalți candidați, de a fi supus la interviuri, ca să afle și românii ce gândește domnul Iohannis pentru România în următorii 5 ani. Gabi, te întrerup pentru a spune, sau de fapt doar completez, pentru a spune că domnul Klaus Iohannis tocmai s-a întors dintr-o lungă vizită în Japonia, în plină criză guvernamentală. Mie mi se par aceste accente absolut incredibile, ieșite din orice zonă de bun simț, aș spune, pentru că dacă tu ai țara în criză și ai răgazul să faci deplasări de 4-5 mii de kilometri distanță, înseamnă că pur și simplu nu-ți pasă. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că, într-adevăr, România, în loc să discute strategia pe termen mediu și lung, adică ce viziune are un președinte pentru următorii 5 ani, dar asta înseamnă strategie, minim 5 ani, noi discutăm despre ce va face un guvern în următoarele 6 luni, maxim un an. Da? Deci noi suntem bolnavi acum de acest prezenteism, adică această obsesie față de timpul prezent, în loc pentru odată, pur un foc, cum spune francezul, să avem răgazul unei gândiri strategice ancorate într-un viitor mai degrabă distant. Or, lucrul ăsta este un deficit de inteligență. Hai să ne întoarcem însă la lista candidaților. Deci îl avem pe Klaus Iohannis, marele absent, nu? Lucian Blaga, când a scris cartea lui despre marele anonim și marele absent, nu s-ar fi gândit că are o aplicație politică toată metafizica lui. Mergem acum mai departe la Vesela, Viorica Dăncilă, astăzi prezentă pe un Pegas pe șoselele patriei, pare să nu fie atât de afectată de căderea guvernului. Doamna Dăncilă este implicit, pentru baza ei electorală, este foarte avantajată de acest circ, pentru că poate poza foarte ușor într-o victimă. Ea este, să zicem, de fapt nu colaterală, chiar directă, și faptul că, pe de-o parte, este la guvernare, deci poate în continuare să ia măsuri guvernamentale în timp ce ceilalți se târguiesc după voturi, și pe de altă parte să pozeze în faptul că a fost victima unui complot lipsit de orice logică din partea lui Klaus Iohannis și a PNL-ului, îi convine de minune. Deci ea poate să-și întărească foarte mult în momentul ăsta baza electorală prin această poziționare de eroină pe bicicletă, o femeie simplă, așa, o femeie care are priză la publicul larg, care se întâlnește cu oameni în piețe, în stradă, dă mâna cu bătrânicele, se pupă cu ele. Părerea mea că doamna Dăncilă joacă corect cartea, electoral vorbind, cu speranța, evident, de a-și mobiliza electoratul și a-o propulsa spre turul 2. Cred că ăsta este pentru dânsa un mare succes. Nu știu cât speră în victorie, dar pentru dânsa ar fi un mare succes electoral să intre în finală și și-ar consolida în felul ăsta poziția în partid.
Sondajele îl dau pe Mircea Diaconu pe locul 3 adesea, sau pe locul 4, dar Mircea Diaconu și cu doamna Dăncilă reprezintă opțiunile unui electorat de stânga, la care aș adăuga lejer și persoana lui Alexandru Cumpănașu, acest abonat al sistemului la fonduri publice care se vaită de mama focului pe Facebook că este într-o luptă cu, vezi doamne, Caracatița sau cu Hidra odioasă. Ei bine, acești doi candidați, spuneam, vor căuta să ia voturile stângii, poate și al treilea, ziceam, de Cumpănașu. De ce spun de Cumpănașu că nu e 100% un vot de stânga? Pentru că votul despre lege și ordine, votul primit pe un mesaj privind legea și ordinea, din punctul meu de vedere, tinde să fie un vot de dreapta. Dreapta insistă mereu asupra ordinii publice, asupra legii. Ori aici, din păcate, unii cel puțin unul dintre favoriții mei nu cred că a insistat prea mult pe tema aceasta. Dar hai să vedem. Mircea Diaconu, un actor grăbit într-o piesă prost regizată. După părerea mea, un actor foarte bun într-un scenariu prost. Într-un scenariu scris prost. Pentru că, dar nu l-aș desconsidera, pentru că este un om care vinde bine imaginea, să spunem, cetățeanului simplu revoltat de hățișurile birocrației și anormalitățile care se întâmplă în România. Joacă bine acest rol. Din păcate pentru el, se împrăștie foarte mult, nu are un mesaj coerent, un mesaj clar, o viziune. Vorbește azi despre gunoaie, mâine despre tăierea pădurilor, peste două zile despre ce a mai făcut dânsul pe la Bruxelles. Deci pare un fel de serial, un fel de las fierbinți așa, în care povestește diverse snoave, sperând să, eu știu, să recolteze, aș putea spune, pesediștii și aldiștii dezamăgiți de doamna Dăncilă. Dacă dânsul ar avea în spate un strateg bun, care se scrie bine scenariile, ar putea să facă o figură frumoasă. Momentan nu cred că reușește să spargă un anume plafon. Aș spune încă ceva despre el. Mircea Diaconu este omul despre care poate prea puțin dintre cei tineri știu că a fost trimis de către generalul Iulian Vlad, șeful securității, în 22 decembrie 1989, să-l ia cu mașina pe Ion Iliescu. Cu alte cuvinte, el primea comanda direct de la foștii securiști. De altfel, el a trăit mereu în această zonă de influență a lui Dan Voiculescu și altor figuri patibulare ale tranziției, dar despre asta cu altă ocazie. După părerea mea, și el, și el reprezintă de fapt o figură a unui sistem, a unei aristocrații bugetare care s-a îmbogățit în acești ani, sute și sute de mii de euro, sute și sute de mii de euro, Gabi, iartă-mă, din, sigur, salariul acesta copios de europarlamentar, soția lui mereu angajată pe diferite funcții, cumul de funcții în aparatul bugetar. Nici pe departe domnul Diaconu nu reprezintă, din punctul meu de vedere, o alternativă la ceea ce avem astăzi. Pentru că și domnul Iohannis nu a avut activitate antreprenorială, nici doamna Dăncilă nu a lucrat la altundeva decât la stat. Soțul doamnei Dăncilă a lucrat la o întreprindere cu capital majoritar inițial de stat. Domnul Barna a lucrat cu fonduri de la stat, chiar dacă sunt fonduri europene, sunt fonduri structurale venite prin statul român. Deci cu singura excepție a lui Teodor Paleologu, care este un mic antreprenor, cu o prăvălie, cum îi place lui să spună, care vinde cursuri foarte bine, nu mulți angajați, majoritatea dintre cei care candidează nu au acest profil al omului care a făcut ceva pe cont propriu și pentru că a reușit pe cont propriu pe piața liberă, că ne place, că nu ne place, este cazul lui Mitt Romney, pe de o parte, da? Mormonul din Utah, pe de altă parte, cazul newyorkezului, bineînțeles, Donald Trump. Așa ceva în România încă nu avem. Nu avem figura omului care a realizat ceva și care, pentru că a realizat ceva fără susținerea statului, intră în bătălia aceasta. Mergem mai departe. După Mircea Diaconu, sigur, Dan comentariu. Barna. România nu e America. Asta e singurul meu comentariu la faza asta, dintr-un milion de motive care n-am să intru acum în detaliu. Deci n-aș fi foarte sever în momentul ăsta cu faptul că nu avem un Donald Trump printre candidați. Ce vreau doar să menționez, că vreau să evit momentan, adică eu discut strict strategiile electorale, nu vreau momentan să discut caracterul candidaților, eșecurile, victoriile din trecut, pentru că
spun 99% din oameni nu cunosc probabil detaliile de care ai vorbit mai înainte. Mergem la Dan Barna. Dan Barna, domnul Dan Barna, după părerea mea, a fost un, știi cum se, nu mai știu care este termenul românesc, hijacked the USR, USR-ul. A fost omul care a capturat sau deturnat. Exact, a deturnat, să spunem, USR-ul ca opera lui Nicușor Dan și a unor oameni care au avut inițial o intenție bună de a crea o mișcare cetățenească împotriva corupției. Dan Barna a reușit să-l înlăture pe Nicușor Dan, apoi a susținut, mai bine s-a boicotat referendumul pentru familie de acum un an, a fost vârful de lanț al boicotului, după care a intrat acum într-o eroare de casting, cum zice domnul paleologu, și sunt total de acord cu expresia respectivă, deci a fost pus într-un rol nepotrivit. Mai degrabă l-aș fi văzut pe Dacian Cioloș candidat din partea USR Plus decât pe Dan Barna. Problema lui Dan Barna, zic eu, că este, pe de parte, lipsa de viziune. Deci, nu cred că reușește să depășească un pic, cum să spun eu, statutul unui inginer care a văzut că lucrurile merg mai bine în Occident și i-ar place să fie și la noi așa. Dar nu înțelege exact cum se poate face lucrul ăsta, promovează această lozincă fără penali sau oameni noi, care, fără o schimbare de sistem, nu va duce la altceva decât la același tip de rezultate. Adică tu spui, nu ne trebuie oameni noi, ci o gândire nouă? Ne trebuie și una și alta. Deci este haină nouă sau petic nou sau vinul nou în burduf nou. Deci nu pui vinuri nou în burdufuri vechi, nu pui oameni noi în structuri vechi, pe legi proaste, pentru că în final vei obține același lucru ca înainte. Deci omul e la fel și va fi confruntat cu situații similare. Și după cum se vede, apropo de Dan Barna, care are un palmares, să spunem, în legătură cu fondurile europene, nici dânsul nu strălucește prin antreprenoriat sau prin o viziune foarte capitalistă asupra lumii. De asemenea, stă foarte slab, după părerea mea, la carismă. Pare total neemoțional, deci o persoană, cum să zic, flat, cum zic americanii, deci care nu pare că înțelege, nu e deloc empatic și părerea mea că este un alt Klaus Iohannis în final. Deci dacă l-am schimbat pe Iohannis cu Barna, nu cred că am câștigat mare lucru. Poate un pic mai activ, are un pic de puls, un pic de viață, ar fi mai prezent în mass media decât Klaus Iohannis, dar esențialmente nu văd o mare deosebire. O să vreau să ajungem la Teodor Paleologu, pe care l-am văzut chiar ieri seară la Bârlad. M-am despărțit azi noapte târziu de el, eram la Huși împreună. Nu înainte însă de a vă reaminti faptul că tocmai astăzi am lansat pe site-ul patreon.com/neamțu, am lansat ultimul nostru dialog, ultimul meu dialog cu Adrian Papahagi, cu profesorul Papahagi, despre Biblie. În cazul de față vorbim preț de o oră și 20 de minute. Veți vedea asta dacă veți intra pe această adresă. Vorbim despre, bineînțeles, decalogul lui Moise. Și pentru ca să revenim la discuția cu Gabriel Purcăruș, luăm un minut de publicitate și revenim. Venit într-adevăr, așa cum vedeți, există producții gratuite. E una dintre cele mai multe producții și cea pe care o vedeți dumneavoastră. Cele mai multe producții sunt gratis din partea noastră pentru dumneavoastră. Sunt câteva însă producții care sunt disponibile doar pe bază de abonament. Așa că vă invităm să vă faceți un abonament cu numai $2, care
abonament susține, bineînțeles, producția video și munca echipei noastre. Gabriel, ești unul dintre susținătorii noștri și îți mulțumim. Mulți dintre dumneavoastră sunteți patroni și vreau să vă mulțumesc. Suntem sute și sute de patroni a acestei mișcări conservatoare deja. Ne apropiem de probabil 300 până la finele acestui an și vreau să vă mulțumesc. Ne întoarcem însă la Teodor Paleologu. Cum l-ai văzut în prima parte a campaniei? Înainte, domnul Paleologu, aș vrea să vă spun câteva secunde despre Kelemen Hunor. Așa. Dacă îmi permiți, evident. El era după Toader, Toader și în sondaje, întotdeauna după Toader, dar te las să vorbești. L-aș lăsa pe Toader la sfârșit, dacă doresc. O să ignor pe toți ceilalți, scuză-mă, deci de Ramona, de Cumpănașul și de ceilalți nu am chef să-mi pierd timpul. Domnul Kelemen Hunor, o singură precizare, este un tip inteligent și cred că ar avea multe calități pentru funcții politice. Din păcate, se adresează exclusiv comunității maghiare. La dânsul pe Facebook, în primul rând, găsim texte în limba maghiară, rare ori le traduce în limba română. Este ca și cum dânsul spune mie, nu vreau să mă votezi, pentru că eu nu înțeleg limba maghiară. Și e păcat într-un fel, pentru că eu, dincolo de persoana domnului Kelemen, n-am nimic împotriva ideii ca un minoritar să se adreseze întregii populații românești cu un program și cu un program electoral și cu mesaje în limba română. Bun, acum, dacă ai ceva de adăugat la subiectul ăsta, nu vreau să... Nu, Kelemen Hunor, din punctul meu de vedere, este un politician corupt, este un politician care a supravegheat de multe ori, inclusiv la Ministerul Culturii, plăți copioase pentru firme care astăzi sunt anchetate de către DNA. Dau un singur exemplu, Teatrul Național, care trebuia să coste inițial 30 de milioane de euro, refacerea lui, adică nu ridicarea lui de la temelie, ci refacerea Teatrului Național, a ajuns să coste 80 de milioane de euro. Asta înseamnă probabil echivalentul a 15 blocuri făcute de la zero. Vorbiți cu niște dezvoltatori imobiliari și o să vedeți că așa stau lucrurile. Domnul Kelemen Hunor a supravegheat și alte asemenea cheltuieli absolut aberante. Vă dau un alt exemplu. Banca Națională a României a fost refăcută, da? Vorbim despre exteriorul și interiorul acestei bănci, pentru o sumă de 82 de milioane de euro. Bani care, în loc să ajungă la adevărații creatori de cultură, la muzicieni, la artiști plastici, la designeri, la profesori, la oameni care se ocupă cu creația, au ajuns de fapt la firmele unui sistem ticăloșit al tranziției. Deci pentru mine Kelemen Hunor este altceva decât chiar și Teodor Paleologu a dorit să vadă. Sigur că poate să mimeze politețea, sigur că e un om inteligent, sigur că e un om viclean și actiat după bani, ca și Marco Bello, ca și ceilalți care și-au făcut vilele de la Snagov și din alte locuri. Noi știm că UDMR-ul este partidul care a sărăcit sistematic zona Secuimii, da? Țara lor de baștină, ca să mă exprim așa în termenii tradiționali de țară, da? Mă refer aici la Covasna și Harghita. Este o zonă extraordinar de săracă, ca și Teleormanul, ca și Vasluiul, pe care PSD-ul, județe pe care PSD-ul le-au călărit. Deci, prin urmare, n-am niciun dubiu că domnul Kelemen Hunor reprezintă, dacă vrei, imaginea unui grof al tranziției care a speculat această sensibilitate etnică pentru interesele personale. N-am niciun dubiu că domnul Kelemen Hunor nu este, de fapt, un partener pentru cei care vor să reformeze statul și vei vedea acest lucru. De altfel, Kelemen Hunor s-a opus unui proiect de vot electronic, ca să vedeți cât de modern și cât de avansată este gândirea lui, cât de progresistă este gândirea lui pentru UDMR. Un vot electronic pe care l-au propus și colegii de la PMP, dar și cei de la USR. Un vot electronic ar fi sfârșitul acestui partid, pentru că mobilizarea la vot în diaspora i-ar îngropa. Dar despre asta altă dată. Să ne întoarcem acum la Teodor Paleologu. Evident, toată lumea știe și aș vrea să lămuresc acest lucru. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt al lui Teodor Paleologu. Sunt vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară și purtător de cuvânt al partidului. Dar domnul Paleologu nu este în partid și nu o spun polemic, da? Am avut această discuție și în interior și în exterior. Pur și simplu e un fapt. Domnul Paleologu nu este membru partidului. Prin urmare, el nu vorbește întotdeauna numele partidului. Are o susținere generală din partea noastră, dar sunt puncte unde noi putem să ne diferențiem. Și acum te ascult pe tine, Gabi.
Da, deci dacă tu nu ești, cum spui, în echipa domnului Paleologu sau nu ești 100% de acord, deci cu atât mai puțin eu, în ciuda faptului că multă lume îmi comentează anumite postări că aș face propagandă, unii spun ascunsă, alții directă pentru domnul Paleologu, eu încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Nu l-am cunoscut pe domnul Paleologu înainte, adică nu l-am cunoscut, am aflat, am știut despre dânsul, dar nu m-am uitat cu atenție la activitatea dânsului până în, aș putea spune, 1 septembrie sau la în ultimele zile de august. Deci nu cred că pot fi bănuit de vreun partipris, nu am nicio relație contractuală, nu ne cunoaștem, nu ne-am văzut niciodată și așa mai departe. Bun, revenind la asta. Mie mi se pare absolut obiectiv că are câteva clase peste ceilalți candidați din punct de vedere al cunoștințelor politice și aș menționa aici două puncte tari. Primul punct tare este că este unicul candidat până acum care a identificat că România are o problemă de structură, că statul românesc e prost construit. Constituția noastră are o grămadă de lipsuri. Dânsul de obicei menționează vreo două, eu am o listă de vreo 10-12 găuri în Constituția noastră, e Schweizer Constituția noastră, că permite o grămadă de abuzuri și vedem asta din 2004 încoace statul României într-un permanent blocaj, președintele în permanent conflict cu Parlamentul și este by design, nu e by accident, cum se zice. Da? Deci dânsul a identificat că asta este o problemă. Mi-ar fi plăcut să văd asta devenind, deci tema revizuirii Constituției devenind tema principală cu mai multă vehemență decât o face și identificând și alte puncte cum ar fi imunitatea parlamentară prost înțeleasă plus altele de care aici nu poate spune aici mă despart da. Și o să-ți spun așa. Direct că deși pasiunea mea pentru Constituția Americană și pentru textele acestea de filozofia dreptului care pun în discuție temeliile unei cetăți, ale unei națiuni și, bineînțeles, temeliile statalității. Deși textele astea sub raport intelectual mă fascinează și pot să demonstrez prin mai multe, mă rog, cărți pe care le-am scris pe această temă, inclusiv Povara Libertății, include un capitol esențial despre constituționalism, de la Carl Schmitt până la Iaroslav Pelikan, o să-ți spun că, din punctul meu de vedere, poporul român nu înțelege aceste tehnicalități. În schimb, poporul român înțelege faptul că în țara noastră copiii îți sunt luați uneori de pe stradă, fetele de 15-16 ani, dacă sunt mai frumușele, pot să fie ținta unor rețele de proxenetism. Astăzi, doar astăzi, am avut un nou caz de pedofilie la București și la Călăraș. Acum 2-3 săptămâni la Dâmbovița, un pedofil venit din Olanda a răpit o fetiță de 11 ani, a batjocorit-o și a omorât-o, deși el putea să fie pe radarul poliției noastre de 5 ani, fiindcă el făcuse vizite frecvente în țara noastră. Problema legii și a ordinii, din punctul meu de vedere, este o problemă mult mai gravă sau la fel de gravă ca și problema dezordinii constituționale. Eu cred că reforma constituțională se face după ce ai fost ales, nu înainte. Evident. Și cred că pentru a fi ales trebuie să mergi cu un mesaj emoțional. România, ca și alte țări, are această problemă de lege și ordine. În Anglia s-au câștigat voturi cu acest mesaj. În America, Donald Trump a câștigat voturi cu acest mesaj. Anume, voi aduce din nou ordinea și legea în țară. Nu își vor mai face de cap toți nebunii. Și atunci, eu așteptam din partea unui om de dreapta un mesaj răspicat. De ce? Pentru că domnul Paleologu este și tată. Tatăl unui băiat. Dar este tată. Da. Nu e cazul domnului, să-mi fie cu iertare, da? Dar nu e cazul domnului Barna, da? Nu cred că simte cu aceeași intensitate această amenințare pe care o simte orice tată, mai ales de fată, dar nu numai de fată, când se plimbă pe stradă. Nu e cazul, din păcate, nici al domnului Iohannis. Adică mie mi se pare că România a fost răvășită anul acesta de crimele de la Caracal, de revelațiile privind sutele de copii plecați peste hotare, răpiți, nu plecați, răpiți, Gabi, răpiți, răpiți pentru a produce în Spania și în alte țări, inclusiv în Marea Britanie. Am avut, eu personal, experiența asta absolut șocantă a unor emisiuni la România TV, unde nu o să-ți vină să crezi, 700 de mii,
800.000, 1.000.000 de oameni se uitau seară de seară să vadă cum au fost răpite fetele, Luiza și Alexandra. 3 luni de zile s-a discutat despre asta. Avem un candidat parazitar, fake, inautentic, mincinos, în persoana lui Cumpănașu, care preia tema asta, dar un partid serios și un candidat sobru trebuia să preia acest subiect, lege și ordine. Crede-mă, din punctul meu de vedere, cu lege și ordine, cu imaginarul lui Vlad Țepeș, cu un discurs despre revenirea la stabilitate și la fermitate, eu cred că tu puteai să câștigi mult mai multe voturi decât cu generalități savante despre echilibrul puterilor în stat, despre Charles de Gaulle. Da, despre... Înțeleg că abordarea pare un pic teoretică, însă soluțiile la problema lege și ordine în România sunt legate de aceste disfuncționalități ale Constituției. Pentru că nu uita că Donald Trump funcționează într-un sistem în care președintele țării este șeful executivului pe bune. La noi, cu adevărat, puterile nu sunt separate. La noi, executivul este subordonat legislativului, care la rândul este subordonat partidului care se află la putere. La noi este o falsă separare a puterilor în stat. Iar președintele are semi-puteri, deci noi suntem această semi-prezidențială. Deci, eu sunt de acord cu tine că ar trebui integrat mesajul pentru lege și ordine și discuția despre reforma constituțională ar trebui integrată, într-adevăr, pe o temă extrem de dureroasă pentru oameni. Și aici imunitatea parlamentară, dezordinea din sistemul de justiție, rețelele de traficanți. Rolul serviciilor secrete, Gabriel. Exact. Rolul serviciilor secrete. CSAT-ul, care este un organ al statului condus de președinte, da? Da. De câte ori se adună la oaltă membrii CSAT? Ce strategii fac? Hai să vedem și noi ce și-au propus, ce au planificat în toamnă și ce au recoltat, da, în primăvară. Pentru că eu nu pot să accept că noi îi plătim pe toți acești oameni din bani publici și ei, pur și simplu, în cazul lui Klaus Iohannis, da, ignoră atributele pe care Constituția le oferă funcției prezidențiale. Deci, suntem 100%, 1000% de acord că Klaus Iohannis nu-și cunoaște și nu-și exercită îndatoririle. Asta este foarte clar. Acum revenind la candidatul Teodor Paleologu, deci odată spuneam de Constituție, tu ai amendat cu problema legii și ordinii, care sunt absolut de acord că ar trebui integrată în tema de campanie. Un lucru interesant mi s-a părut la dânsul, încercarea de a pescui voturi din mai multe bazine electorale, ceea ce mi se pare consistent cu rolul de mediator al președintelui. Deci, nefiind într-o republică prezidențială cum e Statele Unite, mi se pare corect, tactic, să încerci să atragi voturi din mai multe surse, din mai multe bazine electorale. Pe de altă parte, din grija de a atrage voturi din alte bazine electorale, riști să-ți pierzi propriul bazin electoral prin erori de comunicare, prin neglijență în exprimare. Deci există anumite subiecte care, dacă sunt prost formulate sau prost adresate, pot dezamăgi baza electorală creștină, conservatoare, dacă vrei, un pic eurosceptică, nu în sensul că oamenilor nu le-ar place Uniunea Europeană sau integrarea europeană, ci au un pic de alergie la aceste sisteme europene hipercentralizate care urmăresc oarecum disoluția granițelor și dispariția suveranității naționale. Deci sunt anumite formulări pe care un om de dreapta și un om cu, să zicem, cu o cultură politică avansată ar trebui să fie mai atent la ele. Hai să spunem, să spunem știrea zilei, Gabi, pe lângă tragedia aceasta, repet, 2 copii minori au fost abuzați sexual de către un pedofil, o veste răvășitoare din nou pentru România, care pare să fie un paradis al acestor pedofili, acestor abuzatori sexuali. Repet, ei vin chiar și din Olanda sau din alte țări, unde, din păcate, trebuie să spunem, sistemul de justiție este foarte, foarte îngăduitor cu asemenea comportamente. Pe lângă această știre teribilă, repet, am citit-o acum câteva ore, e o altă știre, Gabi, pe care aș fi vrut să o marchez împreună cu tine. Tocmai am aflat că 154 de migranți somalezi, da, împreună cu alți 10 de sirieni, au fost
aduși în Uniunea Europeană, în Germania, iar în România, pe bani europeni, atenție, au fost aduși câteva zeci de sirieni. Astăzi este o știre pe care am citit-o chiar astăzi. E vorba despre agenția ONU pentru migrare, care a pregătit acest pachet, să spunem așa, de migranți sirieni în România. Pe lângă toate problemele pe care le avea România, asta ne mai lipsea, asta ne mai lipsea, anume un contingent de sirieni pregătiți poate de luptă, cine știe, cu gândul merge neapărat aici. N-aș îmbrățișa imediat această retorică, dar ideea e următoarea, mă întreb. Asta sunt fapte, Gabi, nu e retorică, asta sunt fapte. Nu, da, sirienii respectiv, poate că nu sunt toți cu cuțitul în dinți, da? Deci nu asta e ideea. Ideea este, statul român a știut de lucrul ăsta, i s-a cerut permisiunea să fie aduși. Are România vreo competență în materie de migrație? Da, uite, zice așa, Mircea Mocanu, șeful acestei agenții a ONU în România, spune că suntem fericiți să sprijinim din partea guvernului României acest răspuns umanitar, da, la criza din Iordania și Turcia. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă, da, un scenariu pe care l-am mai văzut, Gabi, da? Erdogan folosește criza din Orientul Mijlociu, absolut evidentă pentru toată lumea, retragerea americanilor pe de o parte, neputința europenilor pe de altă parte, care nu fac decât să vorbească și niciodată să acționeze, de parcă America, cum se spune eu, știi care e chestia? Am avut și o discuție cu Adrian Papahagi. Unii cred că America are mai multe obligații față de Orientul Mijlociu decât Europa. Ca și când America ar fi vecină cu Orientul Mijlociu, da, nu Europa. Dar trecem peste faptul că Europa, Uniunea Europeană, în materie de acțiune militară, când vine vorba de Siria, n-a făcut nimica, da? Și doar Rusia, Turcia și America au fost implicate, da? Ca puteri, mari puteri, să spunem, în regiune. Observăm doar atât, că printr-un program ONU, finanțat de UE, acești oameni vin în România. Și eu cred că românii n-au fost niciodată întrebați dacă sunt sau nu de acord. Iartă-mă, dacă Siria, știm foarte bine, a fost un teren de luptă între ISIS, da, și oamenii lui Bashar al-Assad, cum pot eu să fiu așa indiferent la faptul că îmi vin mie poate niște radicali? Deci nu e, repet, o retorică, sunt fapte, iartă-mă. Înțeleg, nu înțeleg perfect asta. Știu că o situație similară a fost în Canada în 2015, însă serviciile secrete canadiene au făcut faimosul vetting, adică au studiat cât au putut, evident. Au vegheat ca acești refugiați, să spunem, să nu fie persoane cu potențial risc ridicat de terorism. Asta e absolut normal. Deci nu știu în ce măsură autoritățile românești cooperează și cooperează în interesul românilor, pentru că nimeni nu are evident interes ca să aducem purtători de vestă explozibilă sau alte lucruri de genul ăsta. Eu înțeleg ce spui, indignarea ta e perfect legitimă. Da, pentru... uite, un subiect care merita discutat, după părerea mea, într-o campanie electorală. Ce dorim noi să facem, domnule Iohannis, în următorii 5 ani? Să creștem numărul acesta? Da? De migranți care vin din zone de conflict? Sau vrem să creștem numărul de copii care se nasc în România? Ce vrem cu adevărat pentru țara asta? Vrem să crească numărul de oameni care sunt compatibili cu civilizația europeană? Vrem să învățăm ceva din lecțiile Occidentului, care înseamnă atentate teroriste în Franța între 2015 și 2017, fără precedent în toată istoria Franței moderne? Sau vrem pur și simplu să băgăm capul de struț în nisip, în nisipul fierbinte al Orientului Mijlociu, și să ne trezim cu câteva mii de radicali care să copleșească pur și simplu statul român? Gabi, statul român este incapabil să facă față la un incendiu de dimensiunile colectivului. Lasă-mă să-ți spun că, Doamne ferește, eu te bat în lemn, că nu sunt neapărat superstițios. Doamne ferește, zic, da? Nu mai bate niciun lemn. Dar tu-ți dai seama ce s-ar întâmpla la București dacă avea un atentat terorist în metroul din București? Când tu vezi incapacitatea domnului Raed Arafat de a se organiza la un incendiu de dimensiuni mici, vorbim despre 60 de morți, da? Ia gândește ce s-ar fi întâmplat dacă sute de morți
ar fi apărut într-un atentat terorist. Ce ar fi făcut statul român? Deci statul român, dăm voie să spun, este incapabil să facă față astăzi unei presiuni uriașe și nici în caz de cutremur, nici în caz de atac terorist, nu cred că avem capacitatea de răspuns prompt pe care alte state o au. Deci ferească Dumnezeu, asta spun eu, de această presiune care ar putea să crească în următorii 5 ani. Și atunci revenim la tema principală a campaniei electorale, care de altfel, cum am vorbit la început, nu există pentru că nu se aude. Această campanie electorală este asurzită, bruiată de criza guvernamentală. Am avea nevoie de lideri cu viziune și în același timp de restructurarea statului. Deci lucrurile trebuie să meargă în paralel. Pentru că chiar dacă pui pe Donald Trump, dacă îl pui la Cotroceni din decembrie încolo, o să fie legat cu mâini și cu picioare de o grămadă de proceduri prostești și de limitări constituționale. El nu o să poată să facă, să dea faimoasele executive orders care să intre în vigoare imediat, în timp ce prim-ministru poate să facă, pentru că în România se pot emite ordonanțe de obicei pe teme ridicole, cum ar fi să scutim de taxe vamale, nu știu ce, transport de țigări. Pentru asta se găsesc resurse, dar nu pentru limitarea accesului, eu știu, străinilor. Și că ceva, ai pomenit de problema demografică. România are, în momentul ăsta, deci s-ar putea rezolva problema demografică pe trei direcții. Una, există deja o diasporă românească de vreo între 4 și 5 milioane de oameni, excluzând Republica Moldova. Da. Un plan ar fi cum faci să atragi măcar o parte din acești oameni să vină înapoi cu experiența lor, cu expertiza lor, cu banii lor. Al doilea lucru, stimularea demografiei locale și a treia, stoparea emigrației. Pentru că la noi, cred că există tendința, sunt mai mulți oameni care vor să plece decât să vină. Deci, și asta e o mare problemă. Deci a trebuit stopată această tendință de a pleca. Încurajați cei de afară să revină cât se poate și trei, stimulate familiile locale să rămână în țară și să facă copii în țară, ca să nu fim puși în situația să substituim populația României cu populații care nu au populații străine. Exact. Gabriel Purcăruș, am trecut în revistă în prima parte, am spus, dar ne-am lungit și e și vina mea, iartă-mă că am avut această digresiune, dar mi s-a părut necesară, fiindcă știrile vin înspre noi chiar astăzi, au venit înspre noi. Ți-aș propune să intrăm în a doua parte a discuției, dacă ești de acord, despre coagularea dreptei. Dar dacă mai ai ceva de spus pe acest subiect, te ascult. Însă din nou, cu îngăduința ta, Gabi, o să dăm clipul publicitar de câteva minute și un fragment din dialogul meu cu Adrian Papahagi. Okay. Deci revenim în 3 minute de pauză publicitară, după care ăsta va fi un clip mai lung, o să vadă colegii noștri despre ce este vorba în dialogul cu Adrian Papahagi preț de câteva minute, după care voi reveni cu tine pentru partea a doua, șansele de coagulare a dreptei, ce putem învăța din greșelile acestei campanii, ce se poate întâmpla cu dreapta, o parte din ea la putere, atenție, avem un nou guvern în curs de instalare, un guvern de dreapta, cine se va eroda la putere, cine va beneficia de critica puterii, ce poate să facă PMP-ul, ce poate să facă PNL-ul, ce poate să facă USR-ul în fața, sigur, opoziției de stânga. Toate aceste întrebări primesc un răspuns în doar câteva minute. Luăm o scurtă pauză și revenim. Acum avem clipul publicitar și prezentarea acestei foarte interesante discuții pe care am avut-o cu Adrian Papahagi despre Decalog. Ne întoarcem în câteva minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la o nouă întâlnire cu Marea Carte, Cartea Cărților, Sfânta Scriptură, Biblia,
și am o deosebită plăcere să vă prezint invitatul meu favorit, Adrian Papahagi, și al dumneavoastră. Ne aflăm aici în Biserica Schimbarea la Față din centrul orașului Cluj și nu pot să nu mă gândesc la faptul că marile orașe din Europa s-au construit mereu în jurul unei biserici, în jurul unei catedrale, iar în centrul orașelor oamenii au pus templul cel sfânt pentru ca în centrul templului să se afle altarul și pentru ca în centrul altarului să se afle Scriptura. Iar bineînțeles, Scriptura include în centrul, în miezul ei, poruncile, decalogul. Suntem o civilizație a dialogului și a decalogului și de aceea o să vorbim astăzi, mai mult decât despre orice, vom vorbi despre cele 10 porunci și vom sta de vorbă cu profesorul Papahagi despre pasajele esențiale din Cartea Exodului, care arată începutul acestei civilizații iudeo-creștine, cum o numim noi, care solicită din partea omului o atenție specială pentru conduita etică, morală, dar și pentru o viziune spirituală. Adrian Papahagi, textul Scripturii din Cartea Ieșirii sau Exodului, noi citim aici împreună, cred, o versiune recentă, relativ recentă, apărută la Polirom, în traducerea unui colectiv de filologi, volum coordonat de Cristian Bădiliță, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu și regretatul Dan Slușanski. Citim, deci, spuneam, Cartea Ieșirii sau a Exodului și îl vedem pe Moise, liderul poporului ales, care are conștiința unei elecțiuni în persoana lui Avram. Moise, cel care este martor întâi de toate la această persecuție teribilă pe care faraonul și regimul totalitar din Egipt o aplica asupra acestor triburi, erau 12 triburi, să nu uităm asta, ele vor fi fiind unificate mai târziu de către David. Îl vedem pe Moise constatând niște trăsături psihologice ale oamenilor care, după ce au fost eliberați, încep să murmure împotriva lui Dumnezeu. Moise încearcă să-i liniștească pe cei pe care i-a trecut prin Marea Roșie, o minune extraordinară care prefigurează botezul într-o lectură alegorică sau tipologică. În orice caz, Moise, după ce stă de vorbă cu Dumnezeu, caută să arate că poporul ales are o chemare specială. Deci evreii, față de toate celelalte neamuri, au această exigență de a trăi ca un popor sfânt, ca un neam ales. Și aceasta a fost introducerea și nu vreau să continuăm pentru că dialogul cu Papahagi, Adrian Papahagi, este un dialog de peste o oră și jumătate. Îl puteți găsi deja pe la adresa www.patreon.com/neamțu, un produs excepțional video realizat de partenerii noștri Vocea Libertății și, bineînțeles, pe lângă aceste produse care sunt prin abonament accesibile, aveți și produsele video gratuite de pe YouTube. Vă recomand și dialogul despre, bineînțeles, învierea Domnului, dar și dialogul despre decalog. Ne întoarcem în discuția noastră cu un alt iubitor al Scripturii, dar și iubitor al adevărului. De fapt, cele două stau împreună întotdeauna. Gabriel Purcăruș ești cu noi. În a doua parte a discuției noastre am spus că vom vorbi despre șansele de coagulare ale dreptei. Și am dat câteva exemple, deja împreună am făcut-o, de teme. Ai spus renașterea demografică a României, nu? Ai spus tema migrației și a frontierelor. Aici trebuie să spun că Teodor Paleologu face excepție. Este un om care chiar are o poziție critică la adresa tehnocraților bruxelezi și își dorește un plus de vigilență când vine vorba de frontierele Uniunii, da? Nu-și dorește să vadă o Europa fără frontiere, în sensul fără frontiere externe, la asta mă refer. Nu-și dorește să dizolve ideea de, să spunem, barieră culturală sau civilizațională. Domnul Paleologu are, din punctul ăsta de vedere, o viziune de dreapta pe care am văzut-o articulată în Franța de Fion, între alții, și de reprezentanții republicanilor conservatori de la Paris. Te întreb acum, cum vezi tu, după încheierea acestei bătălii pentru Cotroceni, scenariu? Pentru că l-avem așa foarte probabil pe Klaus Iohannis în continuare la Cotroceni,
Doamne ferește. Am spus probabil, dar n-am spus n-am spus că îmi și doresc lucrul ăsta. Avem okay. un partid național liberal la guvernare, foarte probabil în doar câteva săptămâni. Cum ai vedea tu poziționarea PMP-ului, șansele unei drepte creștin-democrate și conservatoare de a crește în condițiile în care USR-ul pare să se fi dezumflat, fiindcă gogoașa asta a lui Barna a fost repede înțepată de investigațiile celor de la Rise și de propria lui lipsă de carismă și da. În condițiile în care, repet, un votant tradițional de dreapta nu prea are unde să se ducă dacă nu merge la PNL și nu merge la USR, decât la PMP. Celelalte încercări mi se par deocamdată fără șansă de câștig. Cum vezi tu toată povestea? Aș începe prin a face o paralelă între definiția dreptei și definiția iubirii, în sensul că dacă întrebi 100 de oameni ce înseamnă iubire, o să ai 101 răspunsuri. Deci același lucru este cu dreapta în România. În momentul de față, în România există oameni care sunt de dreapta și nu știu, și există oameni care se cred de dreapta, dar nu sunt. Deci există multă confuzie în momentul ăsta și eu cred că această confuzie s-ar putea elimina pur și simplu stabilind niște priorități și niște principii. Eu nu cred că dreapta este un scop în sine. Deci eu nu cred că trebuie să ne propunem, domnule, trebuie să fim de dreapta neapărat. Noi trebuie să avem un obiectiv, un proiect de țară și mijloacele prin care să atingem acel obiectiv de țară, acel proiect, da, acel obiectiv, pot fi într-adevăr mijloacele tradiționale ale dreptei conservatoare din istorie, să spunem, da? Din istoria României, din istoria recentă a Statelor Unite sau Marii Britanii. Deci putem discuta în termen de principii. Deci dacă definim câteva principii cu privire la ce înseamnă dreapta, atunci poate avem o șansă să coagulăm ceva în jurul acestor principii. Pentru că altfel USR s-a declarat de dreapta. De ce? Pentru că nu era PSD. PNL se declară de dreapta. De ce? Tot pentru că a fost an de zile un partid care s-a opus PSD-ului. Pe de parte, alții îl considerau pe Dragnea de dreapta pentru că apăra, cel puțin în aparență, familia tradițională. Deci există multă confuzie în momentul ăsta și de asta, pentru mine, dezbaterea asta pe tema dreapta-stânga mi se pare neproductivă. Deci ar fi bună o clarificare a unor principii și în jurul acestor principii să putem coagula oameni, partide, programe. Deci eu cam așa aș vedea lucrurile. Concret, există oameni care au o viziune corectă despre România, despre Europa, despre libertatea individuală, despre libertatea economică, despre rolul statului în viața cetățeanului, despre inițiativa statului, când trebuie statul să intervină și când nu. Pentru că există și libertarieni sau leseferiști, cum se cheamă, care spun că statul nu trebuie să intervină deloc, nici măcar în situații de criză majoră, și asta e fals. După cum vezi, Donald Trump aplică metode când de dreapta, când de stânga. Protecționismul, de pildă, nu este o politică tradițională de dreapta. Corect. Globalismul inițial, deci the free trade, este o idee de dreapta. Dar uite că globalismul, free trade-ul, a dus la, pe lângă globalizare, să zicem, ca fenomen economic obiectiv, și la promovarea, să zicem, unei, sau la facilitarea, mai bine zis, a unor mișcări internaționalist socialiste sau marxiste, care luptă împotriva capitalismului. Aici o să vreau să fiu foarte atent împreună cu tine să nu confundăm globalizarea ca fenomen economic cu globalismul ca ideologie a dizolvării identităților naționale. Da? Deci globalismul pentru mine este o prelungire a internaționalismului de tip socialist, iar globalizarea este un efect natural al schimburilor libere între diferite țări care capătă la un moment dat dimensiunea globului, că nu poți să faci comerț deocată cu marțienii. Mai vedem până vine... Facilitarea schimbului de marfă și a schimbului de informație. Faptul că acum planeta e mult mai mică, să spunem așa. Exact. Dar asta e o altă discuție, Gabi. Hai să vedem așa. Liniile... Sper să nu fi pierdut microfonul.
pe Teodor Paleologu. Au fost câteva mici, poate mici erori de poziționare tactică. Personal cred că este o gafă să spui despre, chiar mare, să spui despre Donald Trump că e un marțafoi. Nu mi se pare în regulă, o spun direct. Acest marțafoi, domnule Paleologu, este cel care a oferit polonezilor, alaltăieri, îmi vine să zic, ridicarea vizelor. Acest marțafoi care a făcut vizita la Varșovia a ținut un speech fabulos despre apărarea civilizației occidentale. Acest marțafoi, domnule Paleologu, a avut o dispută deja de 2 ani și mai bine cu China comunistă, inclusiv pe teme de interes general, cum ar fi protejarea libertății religioase și a libertății creștinilor, pe lângă războiul comercial sau tarifele mult discutate. Acest lider de la Casa Albă a dat creștinilor din America speranța că pot să-și propovăduiască Evanghelia fără să fie băgați la pușcărie. Acest Donald Trump a pus la Curtea Supremă, la cea mai importantă instanță, la Curtea Constituțională, vreau să spun, din Washington, oameni cu orientare originalistă, li se spune, deci de dreapta. Acest Donald Trump a făcut prea multe lucruri bune pentru Europa de Est, inclusiv în sancțiunile pe care le-a aplicat Rusiei, ca noi să vorbim de sus sau să vorbim într-un mod nediplomatic despre liderul lumii libere. Da? Până una alta, cam așa stau lucrurile. Nu știu ca domnul Macron să fi făcut mai mult pentru România, nu știu ca Boris Johnson să fi venit la București și să ne fi rezolvat problemele, nu știu ca doamna Ursula von der Leyen să ne fi ajutat cu ceva, ba din potrivă, recent MCV-ul acesta a confirmat, Gabi Purcăruș, trebuie să ții cont și de acest lucru șocant, da? Deci această monitorizare permanentă a României, care durează de 12 ani, ține în continuare România în afara Schengen, în timp ce Croația e deja parte din Schengen, iar Bulgaria, da. Iar Bulgaria a fost scoasă de sub monitorizarea aceasta de tip MCV acum câteva zile, da? Deși în Bulgaria totuși, da, nu există DNA. În România a existat un DNA care a băgat la pușcărie oamenii politici. În România a existat un procuror șef al DNA în persoana doamnei Köveși, care a ajuns procuror european, procuror șef european. Și în pofida acestui lucru, în pofida succeselor DNA, cel puțin cele pe care Europa a vrut să le aplaude, vorbim aici despre anumite dosare, că altele au fost, bineînțeles, clasate sau respinse de către judecători. E bine, în pofida faptului că, repet, ei, europenii, au aplaudat-o pe doamna Köveși pentru ceea ce a făcut, noi, ca țară, suntem în continuare penalizați. Și suntem în afara Schengen, suntem în afara zonei euro, suntem încă cu probleme, da, din punctul de vedere al justiției, și asta fiindcă în mare parte judecata Europei nu este egală. Aș mai face o observație, Gabi, iartă-mă, Europa a jucat, sau Uniunea Europeană a jucat la două capete când s-au făcut numirile de comisari, da? Au fost date sentințe dure, da? Când a fost vorba de anumiți est-europeni, dar când a fost vorba de Silvia Gular, de pildă, domnul Cioloș, care era foarte dornic să vorbească despre sloganul fără penali în țară, a uitat complet de acest slogan și a votat o persoană care, atenție, a făcut angajări fictive. Angajările fictive s-ar putea să fie și parte din dosarul Barna, pentru că domnul Barna a făcut el însuși finanțări prin firma lui către întreprinderi sociale care, se pare, s-au ocupat de aceste angajări fictive. Vom vedea care este deznodământul la ancheta asta. Dar te întreb, în această situație, da? Deci de amestec, de lipsă de precizie, da, când vine vorba de dreapta și stânga, cum spui tu, ce poate să facă Partidul Mișcarea Populară? Primul rând să-și clarifice principiile și să elaboreze un proiect de țară, un proiect de guvernare. Părerea mea este esențial. Deci în care să identifice ce anume din proiectul de integrare europeană ne convine ca țară. Deci iarăși, integrarea europeană trebuie să fie scop în sine. Deci România se integrează în Europa ca să ne fie mai bine, să limităm, deci să încetăm cu migrația românilor, deci să aducem prosperitatea la noi, nu să mai plece românii la prosperitate, da?
Deci să ne punem la punct infrastructurile, pentru că stăm foarte prost cu infrastructurile, să simplificăm procedurile administrative care încurajează birocrația și corupția. Deci există elemente ale integrării europene care ne-ar fi de folos, dar evident că sunt și părți ale acestei integrări care nu ne convin și care trebuie lăsate deoparte, da? Cum ar fi disoluția suveranității naționale, faptul că cineva, un organism extern, își permite să trimită când vrea, când vor mușchii lor, refugiați sau emigranți pe teritoriul României, fără să ne întrebe sau fără să avem posibilitatea să refuzăm sau să chestionăm problema. Deci există o serie întreagă, sau să ne impună anumite valori, în ghilimele, occidentale, da? Cum ar recente, fi dreptul de a zice câți valori recente, da? Da. Valori cum ar fi dreptul de a schimba sexul cu mai chef sau sexualizarea exagerată a copiilor de la 10 ani, 7 ani, 12 ani, de pildă de fiecare stat are altă politică în care trebuie să ne educăm, vezi, doamne, copii în sexualitate înainte să știe despre altceva, despre să-și facă curat în cameră sau despre a-și sufla nasul sau să-și spele, eu știu, urechile. Da? Deci trebuie să... Lucruri de genul ăsta trebuie să ne afirmăm exact interesele și, repet, Uniunea Europeană nu trebuie să fie scopul în sine. Trebuie să fie văzut ca un mijloc pentru ca românii să-și dezvolte patria și în același timp să-și amelioreze viața la ei acasă. Îți cer un sfat practic, fiindcă ești un om practic. Uite, mă folosesc de prietenia noastră să cer consultanță gratuită, live, de față cu toată lumea. Dă-ne câteva sfaturi concrete. Ce ar trebui să facă partidul acesta ca să-și crească numărul de membri și numărul de votanți, Mișcarea Populară? Două chestii simple, da? Deci program și lideri cu, cum să spun, cu, nu cu priză la public, capabil să capteze atenția printr-un mesaj simplu și amplu în același timp. Deci mai vorbeam noi acum câteva zile despre importanța de a simplifica și de a amplifica un mesaj, a-l simplifica prin a reduce ceea ce spui în public la mesaje care dor, deci a pune degetul pe rană, deci a nu vorbi despre generalități, cum ar fi, de exemplu, dezbaterea stânga-dreaptă. Da? Deci astfel de generalități pentru românul mediu nu au nicio relevanță. Deci românul mediu trebuie să audă un mesaj despre justiție, despre justiție socială, despre prosperitate, despre oportunități economice. Neapărat trebuie legată problema valorilor sociale de problema prosperității economice, pentru că nu poți să-ți aperi valorile sociale dacă ești condiționat economic. Degeaba vorbim despre apărarea familiei tradiționale, dreptul femeii de a, nu, pardon, să zicem dreptul familiilor de a face copii sau lucruri de genul ăsta, dacă economic familiile nu-și permit să facă copii, dacă nu-și permit să se opună condițiilor impuse din afară. Pentru că de multe ori Europa sau imperiile în general șantajează provinciile sau țările mai mici și le impun anumite, hai să zicem, valori, cu ghilimele, contra diferitelor programe economice. Deci dacă nu ai putere economică, nu te poți susține nici social. Deci trebuie adevăratul conservatorism înseamnă îmbinarea celor două. Prosperitatea economică care merg mână-mână cu valori. Deci ele se hrănesc unele pe altele. Valorile hrănesc prosperitatea și prosperitatea... Dar prosperitatea însăși nu este un scop în sine. Orice om care face un business, la un moment dat, uite-te la cazul marilor, să spunem, capitaliști din Occident sau mai ales din America, dar de pildă și în Italia este cunoscut cazul Fiat, da? Da. Deci toate marile povești de succes, la un moment dat, sunt povești de familie, da? Deci tu moștenești de la tata și duci mai departe, încerci să crești ceea ce tata, bunicul au făcut. Prin urmare, dacă tu nu ai o familie și dacă nu ai copii și dacă n-ai perspectiva unui viitor, la ce bun să acumulezi capital, nu? Absolut. Până la urmă o faci doar pentru câțiva ani, căci după tine
nu? După moartea ta, după îngroparea ta, urmează doar o probabil etatizare, fiindcă statul preia totul dacă tu nu ai copii. Hai să luăm și niște întrebări. Gabi, vreau să salut prezența lui Marius Cetărchi, un om ca și tine, care se afirmă în mediul privat, are o superbă pensiune în Maramureș și am făcut reclamă chiar cu accent moroșan la un moment dat și sigur când vine sezonul de iarnă o să-i spunem din nou să ne mai dea câteva imagini cu pensiunea lui ca să-l promovăm mai bine pe Marius Cetărchi. Zice, bravo, coloană de oțel, probabil coroană vertebrală de oțel, probabil că s-a referit la tine, la faptul că tu, Gabi, nu renunți la a fi conservator. Cornel Ghețu ne spune că avem nevoie de un lider cu valori creștine și cu vederi socioeconomice de dreapta. Domnul Grigorescu ne spune, lăsați fanteziile, sunt membru PMP la Chișinău și zice așa, lăsați fanteziile, eu sunt membru fondator și zice, de la fondare și până astăzi n-ați fost la nicio acțiune organizatorică. Să știți, domnul Grigorescu, că nu vin nicăieri neinvitat, da? Dacă vă referiți la mine. Acum eu sunt de 2 luni în PMP și mi-am dorit foarte mult să ajung la Chișinău în această campanie. Îmi place orașul, am fost în 2009 alături de Igor Cașu și de alți istorici din Basarabia. Îmi place suflul acesta patriotic pe care îl aveți și bineînțeles lucrez cu alți oameni care au rădăcini basarabene. O să discutăm și despre asta. Însă dacă sunt invitat, vin cu mare drag. Dacă nu sunt invitat, sigur că mă duc acolo unde sunt invitat. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe, Gabi. Zice domnul Florea, zice așa, USR nu este de dreapta, e de centru stânga, mai ales după derapajele lui Caramitru Junior. Apropo, spune-mi, te rog, cum vezi această dualitate Caramitru-Barna? Gabi. Este Iliescu Vadim. Este Iliescu Vadim al timpurilor noastre. Eu n-am spus, sper că nu s-a înțeles greșit, că USR ar fi de dreapta. Am spus că în USR, printre membrii și simpatizanții USR, se află oameni care pot fi de dreapta fără să-și dea seama. Deci, și de-aia am pomenit de posibila, potențiala confuzie ideologică. Deci sunt oameni care cred în valorile familiei, sunt patrioți, cred în necesitatea capitalismului, a antreprenoriatului, a libertății economice și au fost captați, cuceriți de această retorică anticorupție care a fost, să zicem, trademark-ul USR-ului la început. Și de asta spun că printre simpatizanții și probabil și membrii USR se află oameni care pot fi recuperați de mișcarea de dreapta. La fel cum sunt și în PMP, cum sunt și în partidele mici și cum sunt, după părerea mea, foarte mulți neafiliați. Sunt oameni care nu fac parte din partide și care gândesc în acești termeni pe care noi numim, să zicem, de dreapta. Da? În jurul acestor idei, libertate economică, libertate de conștiință, minima intervenție a statului, valori sociale. Deci, perfect. Mulți care trebuie coagulați. Problema dreapta de multe ori este că... Apropo, cei de la Alternativa Dreapta, asta este o noutate și au dat susținerea pentru Teodor Paleologu. I-am întâlnit și ieri la Bacău, pe câțiva dintre ei. Cred că a fost o mișcare bună. Le mai spun încă o dată prietenilor de la Alternativa Dreapta că n-au avut dreptate să fie supărați pe mine. Eu n-am putut să decid eu cu cine merge PMP-ul. PMP-ul a ales persoana domnului Paleologu și prin urmare... Cred că eu nu puteam decât să fiu parte din această echipă. Dar să spunem așa, o viteză de reacție pe care probabil din rapiditatea evenimentelor n-a fost bine explicată, probabil nici niște așteptări. Tu n-ai avut timp să explici clar situația, mai ales că tu nu te angajase niciodată că vei fi candidat la prezidențiale necondiționat, adică în orice situație. Și numai dacă vei fi propus de PMP, pentru că asta era situația. Deci nu, a fost, o neînțelegere care eu cred că s-a atenuat și a dispărut în final. Deci eu știu mulți oameni din Alternativa Dreaptă care au în continuare o părere foarte bună spre tine și te consideră un om autentic de dreapta și faptul că ești în PMP-ul ăsta nu, nu,
nu strică, adică nu strică poza cu nimic, să spunem. Mulțumesc mult. Robert Moraru spune faptul că e susținut de Băsescu, asta zice, pune în discuție credibilitatea lui Paleologu. Nu sunt de acord. Faptul că domnul Băsescu, să zicem, e de acord cu legea gravitației, da? Nu îi ia cu nimic din prestigiul lui Isaac Newton. Nu cred că Isaac Newton pierde cu ceva dacă domnul Băsescu este de acord cu formulările. Absolut, nu. Chestiile astea, judecățile prin asociere, părea mea, sunt eronate și o gândire imatură, copilărească, să spui că faptul că Băsescu consideră Paleologul e bun. Uite, și eu consider că Paleologul e bun. Ce asta înseamnă că-s băsist acum sau că am fost turnător la securitate. Deci e o gândire reducționistă. Da, exact. Cosmin Ionuț Luca din Atlanta ne spune să facem mai des aceste analize. Eu știu că Ionuț crede foarte mult în comunicarea live. Sunt de acord cu el. Și apropo de asta, eu spun că, din punctul meu de vedere, dacă am tot criticat USR-ul, măcar un lucru bun trebuie să spunem despre ei, că au o atmosferă de reală participare, da, la acest joc. Mie mi se pare că useriștii sunt pe stradă, sunt prezenți, nu numai ei, atenție, sunt și colegii de la PMP, sunt și peneliștii, dar cred că trebuie să recunoaștem că useriștii sunt destul de dinamici în activitatea lor politică. Mai trebuie să recunoaștem că domnul Barna folosește instrumentele acestea de comunicare modernă despre care vorbește Ionuț Luca, da, prietenul nostru, patron și el al acestui canal. Și cred că dacă noi nu ținem cont de această revoluție social media, internetului, nu avem decât de pierdut, fiindcă tânăra generație folosește acest instrument ca pe satelit și ca pe un telefon. E un satelit de transmitere a informației și un, iertare, ca pe un televizor. Și un televizor, să zic așa, la care te uiți și de unde ți iei știrile. E foarte important ca acest instrument să conteze mai mult în comunicarea domnului Paleologu și s-ar putea, să-i spun din nou, direct, s-ar putea să fi pierdut câteva zeci de mii, dacă nu sute de mii de voturi, pentru că nu a utilizat un telefon modern, ci pentru că a utilizat un telefon antic. Zeci de mii, poate sute de mii, da? Pentru că dacă astăzi nu ignori această tehnologie și cei care sunt pe rețelele facilitate de această tehnologie te vor ignora. Dacă tu ignori telefonul mobil, și el te va ignora pe tine, da? E foarte important să vezi ce se întâmplă în Marea Britanie cu partidul Brexit, să vezi ce se întâmplă în Italia cu mai multe fenomene politice, că suntem, că nu suntem de acord cu 5 stele, mi se par niște zevzeci, ca să spun direct, sau cu Lega, da? Unde sunt accente cu care eu nu sunt de acord. Dar e clar că toate aceste curente politice au apărut și pe un fond de tehnologizare a comunităților. Mergem mai departe, dacă vrei, Gabi, câteva mesaje. Domnul Alexandru Cotea zice, ți-ar fi stat mai bine lângă Radu Moraru. Ce zici tu, Gabi, despre Radu Moraru, ziaristul? Radu Moraru este un jurnalist foarte bun, cu multă ambiție și cu mult curaj. Nu știu în ce măsură, deci, ar fi fost potrivit la prezidențiale, plus că lipsa de suport din partea unui partid. Deci, asta e o naivitate pe care a trebuit scoasă din capul oamenilor, că poți fi susținut de câteva rude, câteva neamuri sau de o gașcă de prieteni pentru o funcție atât de importantă, pentru o campanie atât de vastă cum ar fi cea prezidențială, fără sprijinul unui partid puternic și a unor care are acces la televiziune, are acces la mass media, are acces la bani. Este o naivitate să crezi că poți pătrunde, că poți face vreo diferență. Deci n-aș comenta mai mult de atât, nu comentez calitățile domnului Radu Moraru în sine pentru această funcție, dar ai nevoie de viziune pe de-o parte și pe de-o parte de sprijin serios în teritoriu, deci de logistică. Nu merge numai cu ambiție și cu chiar și cu un canal YouTube, să zicem, sau un post de televiziune, e prea puțin. Mulțumesc, Gabi. De asemenea, ne scrie Costel Driscu sau domnul Horonceanu din Bacău, mă întreabă unde am fost ieri. Domnul Horonceanu, am fost cu poporul, am fost în spatele sălii, ca să știți. Uneori mă mai și ascund să văd cum arată întâlnirea între candidat și partid. Nu țin mereu să fiu pe scenă. Am stat chiar pe ultimul rând și am văzut desfășurarea, de altfel, foarte plăcută a întâlnirilor acestora.
deși România într-adevăr îmbătrânește și trebuie, din punctul meu de vedere, și ca PMP-ul și ca dreapta românească să ajungă mai mult la tineri. Ori pentru asta e nevoie, cred că, și de o altă estetică a comunicării și despre asta putem să vorbim cu altă ocazie. Sunt de acord însă că de cele mai multe ori USR-ul are o poziție de centru-stânga, nu e dreapta veritabilă. Vlad Ghionoiu ne spune... Mihai, aș mai avea o remarcă, dacă îmi permiți. Ultimele 5 minute. Îmi permiți acum? Da, ai ok, perfect. Deci ce vreau să... Okay. No, ce vreau să spun, apropo de campania pentru prezidențiale, deci mai sunt 2 săptămâni, practic, până la ziua primului vot. Este important să avem un tur 2 de calitate. Deci eu aș vrea să nu mă trezesc în situația să fiu între Dăncilă și Iohannis. Deci este lucru pe care nu mi-l doresc. Din motivul ăsta aș face un apel la, în primul rând, la toți cei care te urmăresc, români din diaspora sau din țară. Dați o șansă celorlalți candidați. Nu lăsați inerția să vă dicteze opțiunile. Nu vă place de Teodor Paleologu, votați-l pe Diaconu, dacă sunteți de stânga, dar nu te rog, votați. Tabi, te rog, nu spune asta aici. Deci te rog să nu spui asta aici. Cum poți să spui așa ceva? Cum poți să spui votați Diaconu? Cum poți să spui așa ceva? Nu, vreau să spun că nu vreau... Aici eu sunt stăpân, te rog frumos. Da, știu că ești stăpân, dar nu vreau finală Dăncilă Iohannis, please. Dar deci, eu nu vreau finală Iohannis Diaconu, eu vreau o finală Iohannis Paleologu, care l-ar putea face președinte pe domnul Paleologu, o spun, deși perfect. Domnul Paleologu mi-a spus că nu-mi va da funcția de ambasador la Washington, a spus clar, anu? Că eu dau Sever Voinescu și, okay. Și domnul Paleologu a spus că nu va angaja la Cotroceni consilieri din PMP, da? Nu e nicio problemă, domnul Paleologu, nu avem nevoie, da? De aceste sinecuri. Putem să gândim și să scriem lucruri importante despre America fără să fim neapărat beneficiari acestor sinecuri ale statului. Ce vreau să spun este că populația, și asta spun din experiențele campaniilor electorale la care am participat și pe care le-am observat îndeaproape, nu de la suprafață. Populația începe să fie atentă cu adevărat abia în ultimele 10 zile de campanie. De aceea eu nu cred în aceste sondaje că ar fi suficient de relevante și cred că se mai pot întâmpla lucruri, cu condiția ca în ultimele 10 zile candidatul X, al nostru sau altuia, să aibă o prezență, cum să spun eu, puternică în media. Și când spun puternică, mă refer atât la simplificarea mesajului, să fie ceva, cum ai menționat tu, emotiv, care să conecteze oamenii, și în același timp intens pe un ton ridicat. Și aici am să mă refer la interviul pe care l-a dat domnul Paleologu doamnei Dojoiu de la ziare.com. Ei, vreau să spun că doamna Dojoiu a reușit să le enerveze și mi-a plăcut acel Paleologu enervat. Mi-a plăcut acel Toader Paleologu care avea o atitudine un pic mai fermă, mai puțin diplomatică. Sigur, încă nu era Trump, așa, dar avea un pic mai multă verticalitate și forță în ceea ce spunea, fiind enervat. Deci aș vrea să-l văd pe domn Paleologu enervat. Aș vrea să-l văd decând din postura și mascarada care se întâmplă acum în jurul formării guvernului. Cerând, dacă vreți, o campanie electorală adevărată, nu mascarada pe care o avem acum. Cerând vehement renunțarea la imunitatea parlamentară, reforma constituțională, legea și ordinea în România, o România a valorii, o luare de atitudine, o creștere în volum, deci când dai volumul mai mare la radio, da? Ca să fie auzit întreaga țară și ar avea șanse. Continuând pe tonul acesta împăciuitorist, cu volumul dat mic să nu deranjăm vecinii, nu știu cât va avea șansă. Deci asta ar fi apelul meu. Ok. Okay. Mulțumesc tare mult, Gabi. Dacă crezi că e suficient să spui doar asta și să nu mai luăm alte întrebări, ar mai fi fost, dacă îmi permiți, doar o singură mențiune, pentru că cineva mă întreabă, dăm voie să răspund. Unii au venit abia acum câteva minute
zice așa, domnul Ghionoiu, felicitări pentru munca de păstrare a tradițiilor culturale și spirituale a Europei creștine. Vă admir și vă susțin. Asta e pentru tine valabil, Gabi. Și eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în această campanie. Apropo, am observat că ai fost foarte, foarte prezent și îți mulțumesc. Uneori scriai mai des și mai bine decât scriam noi cei implicați în campanie, dar așa se întâmplă. USR are echipe de troli, spune Alex, Alin Nicoli. Echipele de troli, bun, e o idee și asta. De ce conservatori, De ce conservatorii nu știu să dea share și nu știu să pună comentarii dificile la postările celor care ne sunt adversari? De asemenea, uite, mai am încă un singur observație, de fapt o singură recomandare. Toți trolii pro-paleologul în ultima săptămână să invadeze toate grupurile și să spună: nu vrem finală Iohannis Dăncilă. Ne-am săturat, dați-ne o șansă. Dați-ne o șansă să avem ce vota în turul 2. Oamenii nu știu încă, au nevoie să afle. Îmi aduc aminte mobilizarea anti-Ponta din ultimele 3 zile de campanie din 2014. A fost extraordinară, a fost o mobilizare remarcabilă în online și offline. Au fost telefoane date de cei din diaspora în țară. Nu vă duceți la vot, nu vă mai trimitem bani. Duceți-vă la vot și așa mai departe. Ce vreau să zic, că se poate face ceva. Și eu cred că se poate face mult mai mult și cred că noi avem cu toții un prieten căruia îi putem da un mesaj pe WhatsApp, cu toții putem să dăm chiar la această discuție un share ca să ajungă la un alt prieten, da, putem apăsa acel buton, cineva spune că nu se putea, da, în fine. Mă întreabă doamna Meda Georgescu, care are o eleganță extraordinară în exprimare și vreau să-i mulțumesc că, Gabi, mai abuzez 2 minute de timpul tău. Okay. Doamna Georgescu, una dintre cele mai remarcabile comentatoare pe pagina mea, cel puțin. Am văzut că și tu, Gabi, ai oameni foarte faini care te urmăresc. Am văzut și eu un comentariu foarte interesant postat de cineva din Brașov, dar o să revenim la chestiunea aceea. Meda Georgescu ne spune: ce rol ați putea avea în situația în care domnul paleologu ajunge președinte? Cred că la tine se referă, nu? De fapt mă întreabă pe mine. O să spun direct doamna Georgescu. Doamna Georgescu, pe mine nu mă interesează rolul de ambasador, fiindcă acolo ești legat de mâini și de picioare și nu sunt chiar cel mai diplomat om din lume. Și nu mă interesează nici rolul de consilier, pentru că eu sunt un om de acțiune care nu vrea să-i consilieze pe alții, cât să acționeze pe cont propriu împreună cu echipa sa. Prin urmare, mă interesează să cresc mișcarea conservatoare din România cu oameni ca domnul Purcăruș, cu oameni precum Adrian Papahagi, cu oameni precum domnul Paleologu. Putem să constituim acest nucleu pe lângă toți ceilalți care există deja: Ioana Constantin, bineînțeles Eugen Tomac, pe lângă oameni foarte faini pe care am întâlnit în PMP, lideri locali cum ar fi domnul Marius Pașcanu de la Târgu Mureș sau cum ar fi Robert Turcescu, care e un conservator de la București, pe lângă Petru Movilă de la Iași, sau liderii pe care i-am întâlnit la Râmnicu Vâlcea sau, de ce nu, la Pitești, toți acești oameni, sau la Dâmbovița, toți acești oameni minunați, mi se pare că exprimă un etos conservator despre care se vorbește prea puțin. Rolul meu este să coagulez această mișcare împreună cu ceilalți, niciodată singur. Mă văd în Parlament și mă văd, bineînțeles, în zona de competență ministerială, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Internelor, de ce nu, și o să discutăm și despre un subiect care mă frământă tot mai mult, dar nu acum, legat de liniile de finanțare europene. Asta e surpriza pe care o să o fac altă dată dumneavoastră, celor care ne ascultați. O să zic ce funcție vreau? Da, te rog, Gabi. Deci ambasada Canadei n-are ambasador de multă vreme, asta din câte știu eu. Da, deci tu vrei să fii repatriat în ghilimele în Ottawa. Așa, Spania nu știu, mi se pare că are ambasador destul de bun. Dacă nu la Cotroceni, vreau să fiu omul care dă de lucru femeii de serviciu. Deci femeia serviciu vine să strângă coșul de gunoi și în coșul de gunoi trebuie puse hârtiile cu discursurile proaste. Deci eu să fiu ăla care cenzurează, care revede comunicatele oficiale ale președintelui și să spună: asta nu e bine pentru că îi supără pe aia de dreapta, ăștia îi supără pe aia de stânga, și eu să fac după aia mototoale de hârtie, le pun la coș. Evident,
metaforic vorbind, în sensul de a ajuta, să zicem, elaborarea comunicatelor, care într-adevăr este o problemă delicată în general, pentru că poți supăra, poți face greșeli fără să vrei. Oricum, asta... tu ești o resursă valoroasă și pentru PMP, din punctul meu de vedere, nu doar pentru un viitor președinte, și ar trebui să te vedem poate mult mai instituționalizat din punctul ăsta de vedere. Visez la acel think tank conservator. Să spunem celor care ne urmăresc că pe domnul Purcăruș îl puteți citi încă o dată. Poți să îmi arăți cartea? Corectopia? Dacă o ai cumva prin preajmă, Gabriel? Nu am cu mine. Scuze. Eu sunt acasă. Da. Tocmai am făcut cadou. Nicio, tocmai am făcut cadou cartea ta episcopului Ignatie de Huș. L-am văzut azi noapte și s-a bucurat foarte mult. Să spunem de asemenea că cei care îl iubesc pe Adrian Papahagi și sunt foarte mulți, pot să vină la Crystal Ballroom pe strada Poligrafiei în ziua de 1 noiembrie în București, la o întâlnire despre comunism și memoria luptătorilor, bineînțeles, pentru libertate. Va avea loc această întâlnire vineri de la ora 18 în această incintă. Primul venit, primul servit. Bineînțeles, veți putea lua autografe. Cei curioși să citească și ultima mea carte, 7 ani în Occident, o vor putea cumpăra acolo. Vor fi și alte oportunități de dialog cu lideri politici și conservatori. Mulțumesc tare mult, Gabriel Purcăruș, ți-am luat foarte mult din timpul tău. Îți doresc o seară liniștită. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă spun doar că sunteți foarte valoroși și foarte prețioși. Vă spun doar că fiecare dintre dumneavoastră puteți să influențați mult mai mulți oameni decât poate chiar astăzi o faceți. Și sunteți fiecare dintre dumneavoastră în situația de a putea posta în seara aceasta, mâine, poimine, fiecare zi pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, de ce nu chiar pe un cont de YouTube, un comentariu scris sau de ce nu video, live, cum facem noi acum, despre candidatul favorit. Trimiteți un mesaj și de încurajare acestui candidat, pentru că atacurile sunt pe măsură, și vorbiți cu toți prietenii noastre să voteze. În data de 11 noiembrie, noi votăm, eu votez, locul 2, da, pe acel buletin de vot, locul 2, Teodor Paleologu, pentru turul 2, este o sămânță pe care o punem pentru o Românie normală, o Românie civilizată, o Românie care este deopotrivă chemată să se reinventeze în tradițiile sale ancestrale, dar și chemată să se reformeze în instituțiile sale anchilozate. Această Românie care nu poate fi epuizată de corupția unor indivizi care merită să meargă după gratii la pușcărie, această Românie care nu poate fi batjocorită la nesfârșit, această Românie care este pentru noi, dragii mei, contractul nevăzut între cei care au fost, cei care sunt și cei care vor fi. Această Românie trebuie relansată, pentru că România nu este doar o amintire, ci mai ales un proiect. Un proiect al generației noastre, proiectul celor formați după Revoluție în spiritul libertății. Gabriel Purcăruș, mulțumesc mult, o seară liniștită tuturor și nu uita, fii tu liderul din viața ta. La revedere, România, oriunde te afla. La revedere! La revedere! Dragi prieteni, România se află într-o mare răscruce, ca și mine de altfel. Am venit aici inițial la Arcul de Triunf pentru a vă spune povestea unei generații de bravi soldați, între care
îl număr și pe strămoșul meu Ilie Neamțu, decorat de regele Ferdinand. Acum 100 de ani, armata română elibera Budapesta de flagelul comunist și proclama idealul libertății în inima Europei Centrale. În 4 august 1919, noi, românii, am scris o pagină de istorie glorioasă. Eram aplaudați la scenă deschisă. Dar astăzi îmi veți spune ce triumf ne aduce la Arcul de Triumf. Să fie doar